Sigur că da. Sigur că am semnat. Domnul Căru, vă lăsăm să plecați fără să semnați. Stați liniștit. Aveți o campanie de dus și niște promisiuni de onorat. În urmă cu 4 ani, vreau să fac o mărturisire. În urmă cu 4 ani, când eram pe scena din Piața Unirii, toți candidații PSD, mi-a trecut prin gând, mi-a fugerat prin gând pe idei. Și mă gândeam atunci, ce din cei 17 vor fi fericiți? Atunci am fost 7. Acum cred că vom fi toți 17. Dragi colegi, stimați invitați, vă place să promiteți? Vă place să vi se promită? La noi în Moldova, nu știu cum e în alte locuri, dar la noi în Moldova este o vorbă care sună cam așa. Nebunul făgădește și prostul...